Românii au avut o mini-vacanță la dispoziție cu ocazia sărbătorilor de iarnă, mai ales că bugetarii încep lucrul de luni, 6 ianuarie. Perspectiva șederii prelungite acasă sau un mini-concediu a făcut ca și la Giurgiu străzile să rămână pustii. După aglomerația incredibilă de dinaintea Crăciunului sau a Revelionului, astăzi orașul era ca pustiu. Puțini giurgiuveni s-au încumetat să iasă chiar și la o scurtă plimbare, iar cei care au avut ideea de a merge la mici cumpărături nu prea au avut de ales. În piața centrală, halele și majoritatea magazinelor au fost închise, iar posibilii cumpărători, puțin la număr, au trebuit să facă cale întoarsă acasă. Așa cum anunță orarele de lucru afișate la intrarea în spațiile destinate cumpărătorilor, de vineri 3 ianuarie orarul halelor și al magazinelor din piața centrală vor reveni la normal.